Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă o zi superbă începe cu deșteptarea. Bună dimineața, 7:20. Excepțională această dimineață, 17 grade în București, scrie pe calculatorul nostru, deci suntem pe meserie. E răcoare. Nu e adevărat, 17 e bine. Dar ai geacă pe tine în studio? În studio sunt 24 de grade. Păi... Da, da, am mai vorbit despre asta. 24 de grade. Ce? Mă uit să văd cum e îmbrăcat și Luca. Suntem live pe Facebook sau ceva? Se filmează? Nu se filmează. Deci nu, dar mă uit că el vorbește, că și el e cu fular de multe ori. Da, eu nu am fular în viața mea, nici de când în clasa a patra n-am mai avut fular. Să vă explic. Asta cu aerul condiționat centralizat într-o încăpere, când scrie 24 de grade pe panou, asta e păcăleală. Sunt 28. Pentru că nu. Pentru că, de ce? Cum ar zice colegul Luca. Bate vântul și când bate vântul, de fapt, senzația de frig este accentuată. Că nu sunt 24 de grade static, sunt 24 de grade cu vânticel. Da. E disconfort de la, cum zice. Termic. Da. Am adormit. De la ce ne-am luat? Da, mai țineți minte incidentul în care domnului Ciolacu i-au ieșit sutele din buzunar, i s-au ițit sutele din buzunar, da, în timpul unei conferințe de presă. Da, da, da. Ciolacu. Faimos. A avut unele consecințe. Domnul Ciolacu spune că după ce s-a văzut la partid, că ies sutele așa, a primit foarte multe portofele de la prieteni după aia. Portofele, portofele, voi sunteți visele mele, voi pe mine m-ați distrus, oh. Uite, Doamne, și-am ajuns, oh. Deci au dat portofele, dar nici prietenii, întrebarea este ale cui ori fi fost portofelele alea pe care i-au dat prietenii din PSD. Voi pe mine m-ați distrus, oh. Suferință mare. Eu imaginez acum o scenă suprarealistă. Deci domnul Ciolacu este gata, legendar în PSD, cu portofelele lui. I-au dat ăștia portofele, dar îmi imaginez o scenă de asta suprarealistă. Ăștia piliți toți, după vânătoare, că dânsul mai și vânează, el călare pe un mistreț sau ceva de genul ăsta într-o cabană și toți aruncând cu portofele în el. Nu știu, mi-a venit imaginea asta în cap. Nu-mi dau seama de unde mi-a venit, dar serios. Asta e vânător, domnul Ciolacu? Da, e vânător. Nu aș fi zis niciodată. Este o fotografie faimoasă cu el și... Mai veche. Mai veche, e veche, cred că sunt 25 de ani de atunci, și el cu Haisam. La o vânătoare, cred că era un urs acolo, nu mai știu exact. Un Arthur mai mic. Da. Așa veche... Da. Asta e. Domnul Ciolacu, eu am crezut. Ați observat că toți politicienii ăștia sunt ba vânători, ba pescari, se întâlnesc în zone de-astea, da, știi? E, sălbatice. Domnul Dragnea era pescar. Asta zic. Ăștia nu prea cu pescuitul, nu, dar le place mult vânătoarea asta, nu prea înțeleg care este situația cu vânătoarea, știi? Natură. Da. Domnul Ciolacu, după aceea, el a explicat că dânsul, de fapt, nici nu folosește, el folosește carduri. Nu. Credeam că ești la vânătoare și zici că el folosește arcul sau ceva. Păi asta ar fi o chestie, știi? Eu am propunerea asta pentru vânători. Mă, dacă sunteți atât de tari, duceți să omorâți animale. Băteți-vă cu pumnul. Ia, duceți-vă cu sulița toată. Cu cuțită, hai. Adică, pe bune, te duci cu arma cu țintire în infraroșu și tragi prin lunetă de la 200 de metri cu glonț camidia. Care este ideea? Du-te, bate-te parte în parte cu ursul, dacă ești șmecher și tare serios, să te văd atunci grasule. Că sunt toți politicienii ăștia umflați grași, stau locul lui într-o tranșe, hai că acum toți vânătorii o să... De ce, mă, facem? Nu. Păi nu, nu toți vânătorii sunt politicieni, așa că nu o să, n-au de ce să reacționeze. Da. Și urmă... dacă vrei să ai capturi, de ce nu faci altceva? Adică, care e ideea? Plăcerea de a ucide? Du-te, uite, ia-ți cu bani mult mai puțin, de fapt, dar în continuare foarte scump, ia-ți o cameră foto cu un tele, cu un teleobiectiv de mare putere și, practic, te duci în aceleași condiții. La aceeași distanță, tot. Poți să faci asta noaptea, dacă vrei, ziua, dimineața. Umblă pe dealuri și fă fotografii la animalele respective. Bravo, și tipărește-ți, și tipărește-ți frumos fotografia și puneți-o pe perete, trofeu, în loc să... Da, trofeu. Uite, asta este o fotografie făcută de mine. Uite ce frumoasă e. Adică, serios. Dar știi că, acum, eu înțeleg că vânătorii au și un rol, mai controlează populațiile. Asta este, de fapt, da. Da, asta este, de fapt. Adică, se controlează, de exemplu, la domnul Țiriac, acolo, se controlează populațiile de mistreți, în sensul în care ei stau toți în tranșee. Aliniați. Și niște gonaci îndreaptă spre ei mistreții, hoarde de mistreți, pe care i-au crescut special ca să fie împușcați cu această ocazie de control a populației. De mistreți. Aici o să sară vânătorii pe noi. Că noi vorbim doar de vârfurile astea, de oameni care se afișează cu trofee de genul ăsta.
Și în realitate lucrurile stau puțin altfel. Nu că le-aș lua apărarea. Dar așa cred. Vânătoare de mistreție încă din vremurile urzelii tronurilor, adică de mii și mii de ani. Așa propun. Să se urce domnul Adrian Năstase pe cal cu o suliță și să fugărească mistrețul prin pădure și să se bată parte în parte cu el. Că domnul Adrian Năstase spune că dacă nu înțelegem vânătoarea, suntem proști. Bun, hai, fă-mi pe asta ca să înțelegem un pic mai bine. Ce-ar fi? Un cal frumos. 6 cai frumoși pentru domnul Stase. Și domnul, și domnul Adrian Stase e vânător? Tagada, tagada, domnul Adrian Stase. Da, da, știu și are vânător. Da? Da. Că s-a rănit la singur, adică bănuiesc că nu era la o partidă de vânătoare. Da. Acolo a avut milă când a tras. Da. Da. Și domnul Sârbu nu era la... Care dintre sârbi? Ilie. Tatăl Dacianei. Tăticul. Nu era la vânătoare? Ba da, cred că tot așa, n-a avut țintă cine la... Da. L-am pușcat un pic, dacă mai țineți minte. L-am pușcat pe jumătate. Vânătoarea asta de aproape nu le priește. Da, domnule, deci când asta e, n-au țintă, când e să tragă în ei înșiși, nu nimeresc. Mamă, dar mistreții aia care vin hoarde, eu nu înțeleg alta chestie. De ce trag, de ce nu-și iau pistoale mitralieră? Bă, măcar... O buze. Da, da, bă, cu obuzele în el, bă, frate, care-i problema? Vă rog, ia niște mortiere. Nu vreau mortiere. Puțin. Sunt tancurile alea de la... Tunurile alea de la sectorul 6. Așa, bravo. Uite, ia, mă, antitancul și trage-mă în urs cu antitancul. Ce dacă trece ești de pușcaș să dea în tun. Care-i problema? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.